Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Diablo 3. Știu că a trecut o grămadă de timp de când am făcut un video cu Diablo 3, cred că de când a apărut Reaper of Souls și am făcut campania aia. Dar acum ne-am întors pentru că a sosit un update destul de major pentru Diablo și era normal pentru că v-am promis că voi face acest lucru, că voi face video cu noua clasă din Diablo 3, adică vorbim despre Necromancer. Da, oameni buni? M-am jucat puțin pe stream niște Diablo, am făcut rapid un Necromancer level 70 și acum o să ne uităm puțin peste ce știe el să facă și peste abilitățile sale și chestii de genul acesta. Așa că am să dau și eu pe o dificultate mai ok, pentru că am făcut fast leveling și fast gearing pe Torment 6. Așa că o să dăm și noi puțin pe ăsta normal, să dăm jocul pe privat, pe adventure, bine, putem pune și pe challenging rift, asta nu contează. Oh, îmi arată prietenii, da, o lăsăm așa și start game. Hai să vedem despre ce este vorba. Sincer, mie îmi place destul de mult noua clasă, mi se pare destul de faină, mi se pare interesantă și... sincer, cam mi-a făcut poftă să mă mai joc niște Diablo 3 față de când m-am mai jucat. Adică, înainte căutam motiv să mă joc Diablo, acum uite că am găsit încă un motiv. Ok, hai să ne uităm cum arată caracterul. După cum vedeți, caracterul este ceva așa mai mai skinny, mai... Probabil dacă a jucat Heroes of the Storm, l-ați văzut pe Xul. Deci, Xul vă face așa o mare idee despre... despre Necromancer, în special că abilitățile lui Xul seamănă foarte, foarte mult cu cele ale Necromancerului acum din Diablo. Bine, normal, în Diablo sunt dezvoltate mult, mult mai mult și, sincer, sunt unele abilități extrem de mișto. Eu acum merg pe un build destul de simplist, nu am nimic, vai doamne, ieșit din comun sau ceva, dar vom merge și într-o zonă, cum zic, merge și într-o zonă de asta așa, unde să vă pot arăta abilitățile. E bine, ca și iteme, acest erou, această clasă poate purta în felul următor. Avem one-handed weapons pentru diferitele build-uri și off-hand, care de obicei sunt phylactery-uri. Da, phylactery-urile sunt ca acele orburi pe care le are și un, să dau un exemplu, și un wizard. Știți că Wizardul avea acele orburi pe care le putea ține în spate sau nu știu, alte drăcii pe care le putea purta. Asta nu știu ce vrea să fie. Oh, asta e ceva de la pasive, da. Nu mai mi-aduce aminte care era figura cu chestiile astea. Ok, eu tot mă prind pe aici și încerc să vă zic și în același timp mai multe chestii, de-aia probabil să mă pierd în gânduri și toate alea. Ca alte arme poate purta și two-handuri, dar two-handuri specifice sunt tot așa niște... nu știu cum se numesc, scythe-uri, dar mai poartă o coasă, pentru că nu știu cum zic, niște coase, sună așa aiurea, de-aia zic, poartă o coasă, coasă two-handed, destul de mișto, dar are și o versiune one-handed, ca să puteți face build-uri cu phylactery-urile astea și să vă maximizați pe diferite build-uri. Eu, pe mine, în momentul ăsta, am echipat, cred că, vreo 3 seturi, să zic așa. Avem prima dată Ratmas Spikes, ce este un set ce se învârte în jurul abilităților de peți, adică, cum ne vedeți, pentru setul de două bucăți, your minion have a chance to reduce cooldown of Army of the Dead, Army of the Dead fiind abilitatea cu bine, nu e asta, e o altă abilitate mai mișto pe care o să vă arăt imediat, și alte seturi mai avem, uite, n-am să citesc numele ăla pentru că o să-l fac praf, Tragul's Hide ăsta. Asta vă face, este un build foarte tankish pentru că vă folosiți viața pe post de resursă și în același timp absorbiți viața inamicilor. Și mai era parcă încă un build pe care l-am eu aici așa, doar așa dintr-o bucată, Inarius, care este bazat pe armură. Ok, hai să vă arăt ca abilități. Prima abilitate pe care o să aveți cel mai bine zis așa de la început o să fie Bone Spikes. Bone Spikes arată ceva de genul acesta. O abilitate destul de mișto pe care, sincer, am preferat-o, cred că, de când am început să joc cu clasa asta, pentru că este atât de la îndemână. Deci, ai o arie destul de mare și este și ranged. Sincer, mi se pare destul de mișto și cu
runa de a cauza stun mi se pare foarte, foarte plăcută chestia asta. Vedeți, stăm pur și simplu și stăm la distanță, nu avem nicio problemă și facem față inamicilor cu ușurință. Ok, ca altă abilitate de atac pe click stânga, să zicem așa, avem Grim Sight. Grim Sight-ul, sincer, e ceva așa mai melee range, destul de mișto, dar după părerea mea nu mi se pare chiar atât de fain, așa că nu am să o folosesc sub nicio formă. Adică, mie personal nu-mi place, dar sunt diferite build-uri în jurul acestei, chestii, în jurul acestei abilități, care, fac această abilitate viabilă, dar pentru mine nu este o prioritate în momentul ăsta, adică nu aș putea să mă joc cu chestia asta. Adică am deja prea multe clase melee și aș prefera să am ceva mai range, mai interesant, nu știu. Mie mai mult îmi place să folosesc asta, Bone Spikes. E bine, Siphon Blood este ceva mai... nu știu. Siphon Blood e o abilitate mai dubioasă, să zic așa. În sensul că e range, dar nu e la fel de mișto ca Bone Spikes. Adică, după cum vedeți, se bazează foarte mult pe single target. Bine, depinde ce rune ai, poate fi single target, poate fi multi-target. Acum, sincer, nici nu știu. Dar asta e pasivă, văd că tot mi se spawnează diferite clone și toate astea. Adică e drăguță, e mișto, pentru că mai mult ca sigur nu poți să pierzi HP și te heal-i ca animalul, dar nu mi se pare totuși o abilitate cine știe ce, de pe care aș putea să o folosesc cu plăcere. Ok, lăsăm asta înapoi aici. Pe secundar avem Bone Spear, una din preferatele mele, pentru că arată super, cauzează o grămadă de damage și este și super plăcută ca abilitate, adică... bine, dar consumă esența. Asta e singura chestie, consumă esență de asta, gen... el merge pe esență, necromancerul ăsta, și nu puteți da foarte mult decât vă faceți un build ăsta bazat pe esență. Ca altă abilitate avem Skeleton Mage, pe care eu îl joc acum, care este inclus în build-ul ăsta. Summonează un mage care dă diferite abilități. Eu l-am pus pe Singularity, care să dea consum essence to summon powerful minions. Deci, pur și simplu, asta face Singularity-ul. Și apoi avem Death Nova, care nu avem acum, stai la că se face în rost de niște esență. Ești niște inamici pe aici, să faci și rost de esență, super. Chiar voiam aici niște esență, deși cred că o să mă cam iau dacă nu reușesc să omor chestiile astea destul de repede. Oh my god, de ce trebuie să-mi dea ăștia grad? Dar ăsta este Death Nova. Pur și simplu, așa arată abilitatea Death Nova. Foarte mișto și mi se pare că puteți să o schimbați în diferite feluri ca să o facem mai plăcută, gen Bone Nova. Bone Nova e mult mai mișto. Sunt unele iteme care îți dau abilitatea Bone Nova pe gratis. De aceea cam evit Death Nova când vine vorba de spell. Apoi ne mutăm pe prima categorie, avem aici Command Skeletons. Este exact abilitatea pe care vedeți aici, avem niște scheleți pe care putem să-i comandăm, primesc buff atunci când activăm spell-ul, primesc buff pe un anumit target, dau mai tare pe un target, avem Command Golem, pe care putem pune aici, uite, Bone Golem, și avem un loc de armată de zombalei, avem un golem de oase, bine, asta din cauza runei îl face să arate așa bine, îl poate arăta mai multe feluri, dacă schimbăm runa de aici, să vă arăt, îl punem pe Ice Golem, arată așa. Sau dacă îl punem pe Blood Golem, să arate ceva de genul ăsta. Deci el are diferite forme. El are diferite forme cu diferite abilități, depinde ce folosești. Avem Army of the Dead, cum am spus, spell-ul ăla pe care l-a dor eu și pe care am eu setul făcut, gen setul ăsta, vedeți? Your minion have a chance to reduce cooldown of Army of the Dead, care arată ceva de genul acesta. Da! un spell destul de mișto, ok, dar are un cooldown destul de mare, adică ăsta e un fel de finisher move pentru mine. De aceea cred că nu o să putem să ne mișcăm pe acolo, așa că o să dăm frumos aici și o să vă arăt Land of the Dead, o a doua abilitate foarte, foarte mișto pe care am folosit-o eu într-o perioadă. Da, Land of the Dead
permite să castați, cum să vă zic, depinde de runa acum, Land of the Dead permite să castați free orice abilitate. Bine, eu am acum runa care killing enemies extends the duration, allow corpse skills to be used for a duration. Deci putem folosi diferitele abilități ce necesită cadavre fără nicio problemă. Acum mi-am cam blocat două butoane, deci o să fie destul de nasol și o să-mi pierde tot build-ul, dar asta nicio problemă, o să întrebe pe altcineva că o să văd iarăși de build-ul ăsta. Să ne ducem înapoi unde eram acolo. Ca și seturi de așa, deci am trenat aici. Astea sunt cărsurile, nu au cine știe ce, le-ați văzut că am dat deja de câteva ori pe pământ. Pur și simplu creează o arie pe jos și acestea dau un fel de debuff. Nu am să intru peste ele, deci avem the creepify, crippling curse, reduce the movement speed și damage-ul pe care îl fac și diferitele rune le mai îmbunătățește asta. Leech, pur și simplu, blesteamă targeturile și te lasă să obții viață de pe urma lor. Și frailty, crippling, instantly kills enemies at low health. Eu am și uitat ceva, aveam frailty parcă cu, I don't know, harvest essence, presupun. Am uitat ce aveam, so, yeah. Aici știu că aveam command skeletons cu frenzy. That's for sure. Aici o să lăsăm ăsta, o să mă aici. Ok. Cred că am să umblu toate spell-urile pe o singură, pe un singur buton, încât să nu pierd eu tot build-ul, pentru că deja sunt destul de confuz în momentul ăsta de ce aveam și ce nu aveam. Și că aveam frailty aici cu ceva, nu știu, probabil cu harvest essence, pentru că astea sunt nu știu ce. Cursed enemies explode on death. Hai să încercăm asta, sună mai drăguț. Ok. Probabil o să mă uit după aia pe video. Ok, hai să mă umblăm la aici. Aici știu deja ce am. Bun, hai să ne ducem la celelalte abilități. Avem Corpse Explosion. De aici încep abilitățile ce necesită cadavre. Da. Astea sunt spell-urile ce necesită cadavre. O să vedeți imediat la ce mă refer. Poate ați observat, poate n-ați observat, dar de fiecare dată când noi omorâm un caracter, când omorâm un minion pe aici, ca și necromancer, vedem cadavre pe jos. Vedeți, ăla este un cadavru pe acolo. Nu pot să-mi dezactivez acum abilitatea, dar uite, dacă ne uităm acolo, avem cadavre pe jos. Și dacă dăm abilitatea nouă, putem să folosim acele cadavre să le transformăm în armele noastre. Bine, Corpse Explosion are diferite variații. Corpse Explosion, de fapt, explodează cadavrele și le face în arme destul de mișto. Iar aici avem un spell favorit de-al meu, adică Corpse Lance. Se folosește de cadavre pentru, ia să vedeți aici, dacă ne ducem frumos în spate, deci folosim cadavrele să creăm niște spike-uri din pământ. Da, așa trebuie să creăm niște spike-uri care acestea se duc fix în target. Uite, bam 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 bam. Și asta face abilitatea asta destul de fun. Bine, acum iar am rămas fără corpses, deci e destul de greu fără corpses. Ok. Ok, am făcut și quest-ul ăsta. Deci ăsta a fost Corpse Lance. Avem Devour pe care l-am eu deja activ aici. Este pur și simplu o aură care are diferite abilități, gen Devour, aura sau Reduce Soul Essence. Deci consumă cadavrele pe jos cu un anumit scop. Sau putem folosi Revive și dăm, nu știu, Purgatory. Revive, am înțeles că e unul dintre cele mai meh spell-uri, în sensul că e folositor cât sumonezi înapoi un inamic. Gen, stai să vedem că face nus de un cadavru imediat să-l sumonăm înapoi. Vedeți? N-a avut niciun efect, înseamnă că ne-a lăsat un cadavru pe aici, stai așa. Trebuie să fie, hai mă, măcar unul. Dacă nu ne ducem în altă parte, cred că ne ducem în altă parte. Hai să ne ducem, aici, să vedem ce e aici. Something, I need corpses. Ok, hai să dăm revive. Deci am dat revive la mobii pe care tocmai am omorât. Aceștia, bine, fiind afectați de, cum se cheamă, fiind afectați de purgatorii. Deci revive minion degenerate them back into an usable corpse at the end. Le-am dat summon înapoi și chestii genul ăsta. Nu mai are efectul ăsta, nu? Iată, s-a dus. Ok.
altă abilitate. Ne ducem frumos aici, le-am văzut pe astea, le-am văzut pe astea, le-am văzut pe astea. Nu le-am văzut pe acestea. Avem Bone Armor. Iarăși abilități ce țin de cadavrele din jurul nostru. De aceea probabil că noi o să ne ducem într-o altă zonă. Să mergem probabil și în alt act. Hai să mergem în alt act, gen în Tristam. Ne ducem frumos în The Weeping Hollow, pentru că este ceva mai populat pe acolo de mobi. Și oameni, îmi cer scuze că durează atât de mult să vă arăt toate astea, dar n-am mai făcut un video cu Diablo de ceva timp și în plus este destul de târziu și mi-e cam greu să gândesc în momentul ăsta. Ok, deci avem acolo niște corpsuri pe care noi le putem folosi, dacă m-aș mai duce iarăși lângă ele, dar mică aura mea foarte, foarte drăguță. Cred că am să modific să nu fie aură, în așa fel. Ok, am folosit cadavrele să ne creăm o armură. Dacă vedeți, uite că de mișto. Deci avem o armură acum care are diferite proprietăți în funcție de cum se cheamă, în funcție de de ce alegem noi să facem, gen ce vrem să fie armura asta, să ne dea stun, să dea stun inamicilor când ne atingem de ei sau alte chestii de genul acesta. Sincer, mi se pare super, super mișto și mai ales ca efect arată foarte, foarte bine. Ok, următoarea abilitate avem Bone Spirit. Launch Bone Spirit and Six the Enemy. Și noi o să punem aici Unfinished Business. Dăm și noi Accept. E bine, spell ăsta e cu charge-uri, ceva mai dubios aș putea să zic așa. O să vedeți într-o secundă și despre ce este vorba. Cât timp e mai mult pe aici, deci eu cred că am greșit la Devouring Area, e la care îmi dă esență. Da, esență, ăla era, bun. Ok. Și avem abilitate nouă care trimite un, nu știu, trimite o fantomă și când atinge un inamic, această fantomă explodează, bine, își ia bind. Asta e din cauza runei pe care o folosesc acum, dar își ia bind. Deci nu trimite astea aici și ei o să cauzeze o grămadă de rabagii în targeturile pe care le întâlnesc. Este de mișto, deci ca abilitate mi se pare destul de fain asta. Aș putea vedea niște build-uri destul de mișto în jurul acestei abilități. Hei, noi să ne dăm puțin mai așa încât să pot schimba iarăși abilitățile. Avem următoarea abilitate pe care o foloseam eu, adică Blood Rush. Sincer, aici nici nu contează ce aleg, pentru că am setul. Gen, am setul, care era? Stai să vedem. Am setul ăsta. Blood Rush gain the effect of every rune. Deci eu pur și simplu acum Blood Rush-ul cu toate efectele de la runele de acolo. Acest Blood Rush pur și simplu este un teleport. Un teleport destul de mișto, care dacă are efectul tuturor runelor, pur și simplu dai damage, te miști, dai damage, primește armură și tot felul de chestii genul ăsta. Nu-și mai consumă HP, mai știu ce mai era, ai două charge-uri. De-aia îți permite să te miști ceva mai repede. Sper că avem aici un mob care s-a gândit. Da, asta este build-ul pe care îl folosesc. Deci așa ar trebui să joc în felul acesta. Așa. Și mai avem un spell pe care nu l-am încercat deloc. Acela fiind Simulancru. O să dăm și noi Blood and Bone. Sincer, nu știu cum funcționează. Așa că am să dau asta. Deci, din câte văd, carnea și oasele mele au fost scoase din mine și folosite în a crea niște, nu știu, în a crea ceva din mine, ceea ce e puțin cam disturbing, dar ok, în același timp, gen, fine, I got it. Bă, destul de mișto pot zic, adică e abilitate interesantă, gen, cum a rupt din mine, gen, Necromancer-ul s-a despărțit în ceva esențe dubioase. That's really interesting. Dacă trebuie să scapă la care aici de ăștia. Bine, ce drept nu știu să-mi folosesc build-ul și cum să mă joc pe aici, pentru că n-am nici stațiile făcute, eu am așa, de-abia am făcut level. Ei, stai acolo. Hai mă, plecați odată. Ok, și astea cred că sunt toate abilitățile disponibile pentru, da, astea sunt toate abilitățile pentru clasa asta. Sincer, mi se par niște abilități destul de mișto. Nu știu voi ce părere aveți despre ele, dacă ați încercat dacă ați încercat clasa asta, dacă aveți Rise of the Necromancer. Dacă nu aveți Rise of the Necromancer, adică așa se cheamă DLC-ul ăsta, și vreți să faceți rost de el, pur și simplu mi se pare că pe pagina Asus România sau Activision Blizzard România o să găsiți
un concurs cu 3 key-uri și cred că voi face și o stream cu el azi, probabil în seara asta. Bine, probabil cei care o să vedeți video gen azi pe 1 iulie s-ar putea să fac un micus giveaway cu un key, dar asta nu știu sigur, să vedem noi ce și cum și care. Și, doamne buni, cam asta ar fi tot de arătat despre Necromancer. Nu am seturile să vă arăt acum și cum arată seturile și cum arată diferitele chestii, dar asta vă pot arăta în mare parte. O să intrăm puțin și pe pasive, să vedeți, pasivele astea sunt destul de multe, nu stau acum să citesc la fiecare ce sunt, dar eu am ales în felul următor: avem Bone Prison, Bone Spear, Bone Spikes and Bone Spirit, have a 30% chance to trap enemies in a Bone Prison. E așa și așa, dar build-ul așa spune, așa că build-ul o să facem pe build, dacă nu eu probabil o să mai schimb de pe aici. Avem o altă pasivă pe care o folosesc eu, este Extended Servitude, increase the duration of Skeletal Mage and revive minions. Avem nevoie pentru Skeletal Mage, care sunt și build-uri în jurul acestui spell, care am auzit că build-ul e destul de hardcore. Avem Overwhelming Essence, increase your essence cu cea mai mult sensă, și Spreading Malediction, receive 1% damage bonus for each enemy afflicted by one of your curses. Deci pentru că noi folosim un blestem, avem mai mult damage pentru fiecare inamic blestemat. Și da, oameni buni, cam asta ar fi tot pentru acest video. Dacă v-a plăcut și, nu știu, vreți să vedeți mai multe videouri cu Diablo 3, puteți să-mi scrieți în comentarii, să-mi scrieți ce vreți să mai vedeți în Diablo 3. Dar până data viitoare, oameni buni, să-mi spuneți și mie în comentarii ce părere aveți despre noua clasă, dacă v-ați cumpărat, cât de mult vă place, ce vă place și ce nu vă place la această clasă. Aici a fost Bobo, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!